Lui Mihai, care a reușit să vadă în această viață de toate, îi era greu să se confrunte cu realitatea. Revenind de la închisoare, lui era greu să se consoleze cu faptul că Irina deja nu mai este. Acolo, în pușcărie, el era absolut inutil, de parcă era fără de mâini și fără de picioare. Era nevoie să se supună sistemului, să-și corecteze faptele comise. El de parcă se afla într-un regim de așteptare, aduna puteri. Inima era încălzită de un singur gând, posibilitatea de a începe o nouă viață alături de Irina. Voia să ardă până la scrum hainele ce au îmbibat mirosul de închisoare, să se scufunde cu tot cu cap într-un lichid dezinfectant, să înlăture aerul șezut din plămâni, să-l înlocuiască cu unul nou, cu un aer de pădure. Mereu revizuia în minte evenimentele din trecut, cum cu 3 ani în urmă, dintr-o prostie efectuat o evadare din pușcărie, cum s-a întâlnit întâmplător cu Irina, cum ea l-a ascuns într-o căsuță de la țară și el a petrecut acolo câteva luni. După ce vecina în vârstă i-a zis inspectorului de sector despre apariția unui om străin, Mihai a fost reținut și a fost adăugat termen suplimentar pentru evadare. De la început, Irina îl vizita în pușcărie, iar apoi a dispărut. După cum afla Mihai mai târziu, ea suferea de o boală ce nu putea fi tratată. Însă ea nu i-a povestit nimic. I-a lăsat lui această casă, în care pe el l-aștepta un mesaj. Dacă tu citești scrisoarea aceasta, înseamnă că tu ești la libertate. Înseamnă că tu poți să te bucuri de fiecare zi, de ploaie și de soarele care iese de după nori. Ții minte? Eu vreau să-ți explic. Eu de mult sunt grav bolnavă și totul se va termina de curând. Eu am știut despre asta, dar nu am putut să-ți spun. Înțelegi? Eu nu voiam să te indispun pe tine și să mă indispun pe mine. Sau poate singură. Până la urmă speram că se va produce un miracol. Promite-mi că vei fi fericit, indiferent de circumstanțe. Promite-mi că vei locui aici sau că vei fi mai des pe aici. Vei putea? Pentru noi, pentru ambii. Adormind într-o cazarmă înghesuită, el destul de des visa că după ce își va ispăși pedeapsa, va ieși la libertate fiind curată în fața legii și el va sta alături de Irina în fața unui șemineu. Tăcuți, îmbrățișați, ei se vor uita la limbajul focului și la fumul lin ce se va ridica spre cer. Pe atunci, lui se părea că aceasta este fericirea supremă și acum el era gata să dea tot ceea ce a mai rămas, doar pentru ca Irina să fie aici. Împreunând mâinile pe masă și cu forță plasând capul pe ele, Mihai a început să plângă. Acele lacrimi erau adevărate, bărbătești. Nu erau lacrimi de consolare pentru sine, nu. Erau lacrimi cauzate de neînțelegerea situației. Ce trebuie să facă mai departe? El, sincer, nu înțelegea. Pe această lume nu a rămas niciun suflet care ar fi fost în stare să-l înțeleagă. El era în sensul direct al cuvântului, refuzat de către societate. Liniștea era asurzitoare și îl înnebunea. Fiind obișnuit cu gălăgia fără de sfârșit, ce era persistent în cazarmă, Mihai s-a simțit ca pe o insulă pustie, unul la unul cu sine însăși. Ca într-o celulă separată, cu tristețe, s-a gândit el. Anii petrecuți după gratie i-au arătat lui Mihai că până și cei mai periculoși criminali au nevoie nespus de mult de o comunicare umană. Singurătatea este cea mai dură pedeapsă. De la început ți se pare că te odihnești, apoi începi să observi mica tristețe cauzată de lipsa de oameni. Te bucuri de sosirea supraveghetorilor, cu nerăbdare aștepți pașii de după ușa de metal. În așa condiții cedează și cea mai stabilă stare psihică. De parcă, cu o viteză accelerată, se activează programul de autodistrugere. Bărbatul mult timp a stat nemișcat, iar apoi simțit că lui nu îi ajunge oxigen. Deschizând larg ușile, Mihai a ieșit în grădină. El respira adânc și accelerat, de parcă de-abia reușea să respire. El nu avea puteri. Întorcându-se în casă, bărbatul a înlăturat de pe pat plapuma și, scufundând nasul în pernă, s-a aprofundat într-un somn profund. Toată noaptea el a visat-o pe Irina, frumoasă, veselă, dar de neatins, precum o iluzie. El foarte mult voia măcar să o îmbrățișeze, să-i simtă mirosul părului.
însă ea mereu se îndepărta de el. De dimineață, ea s-a simțit și mai copleșit decât seara, însă trebuie cumva să trăiască mai departe. Deschizându-se iertar vechi, Mihai a fost profund uimit. Pe rafturi erau atent plasate borcane cu conserve, cafea și chiar și zahăr granulat și ceai. Unele produse erau cu terminul de valabilitate expirat. Pe alocuri borcanele erau cuprinse de rugină, dar aceasta era încă o manifestare a grijii Irinei. Se părea că ea a știut că lui va fi greu prima perioadă. I-a adunat aceste produse, dar ea nici nu știa dacă el se va întoarce aici. Sau jucându-se cu sentimentele, precum alții ținuți din televizor, va găsi un loc mai cald, plecând la o altă femeie mai tânără și mai frumoasă. Mâncând în grabă, Mihai s-a îmbrăcat, a ieșit în grădină și s-a îndreptat spre biserica cunoscută. Slujba era condusă de către un preot cunoscut lui, dar care de acum era puternic îmbătrânit. Inspirând profund mirosul dulce de tămâie, bărbatul a simțit o ușoară stare de neputință. Atunci când localnicii s-au împrăștiat pe la casele lor, Mihai simțit asupra sa țintită o privire. Ridicând ochii, el a văzut pe preotul ce stătea în fața lui. Acela i-a făcut semnul crucii, iar apoi l-a îmbrățișat. Bună seara, Mihail! Eu am știut că mai devreme sau mai târziu, tu te vei întoarce aici. Fiind surprins, Mihai s-a dat la preot și ar fi vrut să zică ceva, dar nu a reușit. Preotul atent l-a luat pe el de mână și l-a condus într-o parte, făcând în același timp plecăciuni pline de mulțumire în fața bunicilor bătrâne. O cunoșteam bine pe Irina. Eu i-am devenit părintele ei de suflet. Eu ascultam și o susțineam atunci când ea se afla la limită. Tu știi că așa este serviciul meu. Sunt nevoit să discut cu diverse tipuri de oameni, să găsesc o cale spre fiecare. Și nu fiecare care vine la biserică crede sincer și se roagă. De cele mai multe ori, aici vin oamenii care nu pot fi ajutați cu nimic și de către nimeni. Omul nu poate să se descurce de unul singur și de aceea vine aici. Se târâie în genunchi, se agață de cea mai mică, de cea mai prețioasă șansă pentru a trăi. Însă Irina nu era așa. Ea cu sinceritate se atârna față de slujba bisericească. Citea mult, încerca să pătrundă în esența fiecărei întrebări. Așa s-a primit că voi să fac o cunoștință într-o perioadă dificilă pentru tine. Plus la aceasta, boala nu și-a făcut milă de ea. Dar ce vreau eu să zic? Tot ce se face, se face spre bine. Cât de aiurea, nu ar suna asta. Probabil întâlnirea voastră v-a fost dată de sus, pentru ca tu să pășești pe calea cea dreaptă, iar poate ei, ca o consolare, înainte de plecarea, în ceruri. Dumnezeu nu i-a dat copii, însă i-aș făcea foarte multe griji pentru tine. Până în ultima zi m-a rugat să mă rog pentru sănătatea și bunăstarea ta și ea foarte mult m-a rugat ca eu să-ți transmit ceva. Părintele a arătat printr-un gest lui Mihai ca acela să-l aștepte puțin. Mihai, de la cele auzite, nu putea să miște nici măcar un deget. Lacrimile singuri se răstogoleau pe obrajii nerași și coteau după gulerul unui pulover vechi din lână. Preotul a adus un pachet mic învelit în hârtie și l-a pus lui Mihai în mână. Acela cu recunoștință s-a uitat la preot, nevenindu-i să creadă în ceea ce se întâmpla. Această veste de la Irina era extrem de importantă, anume acum. Straniu, dar bărbatul, pentru o fracțiune de secundă, a simțit prezența ei. De parcă ei personal a vorbit cu el, ca ultima dată, și dicta îndrumări. Cum stai cu locul de muncă? Te-ai oprit în casa ei? A întrebat preotul, uitându-se atent la Mihai. Până ce nici cum. Zilele astea m-am eliberat. Nici nu știu unde să merg. În prima perioadă sunt gata să lucrez pentru mâncare, dar slab se crede că pe mine mă vor angaja, ținând cont de detenția mea. Companiile adecvate nu vor să se lege cu deținuții. Cu tristețe a răspuns bărbatul. Deci, nu disperam prealabil. Am eu o idee. Nu-ți promit că se va primi, dar se merită de încercat. Poți să te apropii mâine de mine, după slujba de dimineață? Desigur că pot, uimit a răspuns Mihai. Preotul s-a apropiat de masă pentru donații, pe care se afla pâine, crupe, dulciuri și mere. Sfințind mâncarea, preotul a adunat-o într-un pachet
ce a apărut nu se știe de unde și l-a atins lui Mihai cu cuvintele: acestea sunt pentru tine, nu sunt cine știe ce, dar o perioadă nu vei muri de foame. Mihai voia să le refuze, fiindcă el se simțea incomod, însă preotul, luându-l gingaș de mână, l-a petrecut spre ieșire din biserică, spunându-i ultimele cuvinte de îndrumare: haide, pleacă acasă, fă-te comod. Totuși acolo, de mult timp, nu a fost un stăpân. Probabil totul este cuprins în praf și pur și simplu încearcă să te odihnești. Cu ajutorul lui Dumnezeu, totul se va îndrepta. O să vezi. Ajungând acasă, Mihai cu nerăbdare a deschis pachetul pe care l-a dat preotul din partea Irinei. În el se afla o icoană și un plic mic cu bani. Acești bani trebuiau să-i ajungă pentru prima perioadă. În plic era o scrisoare: dacă tu ții în mână acest plic, înseamnă că totuși ai ajuns la preot. Aceasta înseamnă că eu n-am dat-o în bară, încredințându-mă ție. Aici sunt puțini bani, fă-ți aprovizionări de mâncare, cumpără îmbrăcăminte, iar cel mai important, ai grijă de tine. Eu mă gândesc la tine și te iubesc. În ziua următoare, Mihai vine la biserică, dar, spre surprinderea lui, la sosirea lui, slujba era condusă de către alt preot. S-a aflat că preotul anterior a fost chemat de urgență de către clerul bisericesc și cât va dura această călătorie de afacere în regiunea vecină, nimeni nu știa. Mihai a început independent să-și caute un loc de muncă, dar chiar și pentru posturile de hamal, somatorător de stradă, era nevoie de un carnet de muncă și de un CV bun. Bărbatul în fiecare zi cu speranță mergea la oraș și procura reviste cu anunțuri. A vizitat toate fabricile, dar nu s-a găsit nicio variantă potrivită pentru el. Odată, supărat și obosit din cauza căutărilor de muncă inutile, Mihai se întorce de la oraș acasă. Trecând pe lângă o fabrică de cherestrea locală, a văzut un anunț îngălbenit în timp: se caută un muncitor la fabrica de cherestrea, fără de vicii, salariu după merite, instruire. Bărbatul s-a lovit cu palma pe frunte. De câte ore l-a trecut pe alături și niciodată nu i-a venit în cap să se ceară aici la muncă. El avea nevoie de acest loc de muncă. De la casă până la fabrică era o distanță de 20-30 de minute de mers pe jos. Stăpânul i s-a părut lui a fi un om de treabă, dar cam ciudat în felul lui de a fi. Pentru prima perioadă, lui Mihai i-a propus salariul stabil, în valoare de 2500 de lei lunar, ceea ce este puțin mai mult decât 100 de euro. Bărbatul a acceptat, fără sta pe gânduri. Totuși trebuie să se învețe să lucreze cu instalațiile. Era nevoie să lucreze în fiecare zi, uneori chiar și duminica. Mâinile lui Mihai s-au acoperit cu bătături vânjoase, cicatrici și vânătăi, dar el nu se plângea. El și-a pus în fața sa un scop: să repare casa, să facă măcar o reparație cosmetică. Și foarte mult voia să placeze pe mormântul Irinei un monument frumos. Peste o lună, în ziua primirii salariului, stăpânul fabricii l-a chemat pe Mihai la sine și cu un zâmbet viclean i-a zis: dacă nu vrei probleme, pleacă! La noi s-au pierdut 10 metri pătrați de lemn. Aici sunt toți de-ai noștri, lucrează cu anii. Ori pot să mă gândesc că ei sunt de vină? Tu ești nou venit. Sau alege, dacă nu vei pleca acum, voi scrie o plângere despre furtul lemnului. Cred că se vor bucura vecinii de celulă să te vadă din nou. Se spune că deținuții toți sunt la fel. Cât de mult mai hrăni lopul, oricum se va uita în pădure. Mihai cu greu s-a reținut pentru a nu aplica forța asupra interlocutorului. El a lucrat cinstit. Venea la muncă printre primii și pleca mai târziu decât toți. Nu își permitea așa ca alții să servească la locul de muncă și spera foarte mult că va primi măcar un mic salariu. Să-și demonstreze dreptatea sa în situația aceasta, el pur și simplu nu putea. El nu a fost angajat la muncă oficial, întrucât încă nu a trecut perioada de stagiere. Rezervele de alimente aproape se terminau. Duminică Mihai a decis să meargă la biserică. Slujba bisericească era desfășurată de către preotul cunoscut. Erau puțini oameni. Văzându-l pe Mihai, el s-a schimbat la față. A zâmbit și, după cum i s-a părut bărbatului, i-a făcut semn din ochi. După cum s-a aflat, preotul de mult s-a întors din deplasare și își făcea griji pentru el. El în detalii l-a întrebat pe bărbat unde acesta a fost. Iar aflând că el a fost mințit la fabrică, s-a indispus. El știa că în pădure, nu departe, se căuta un pădurar.
Localnicii nu au de dorință de a pleca să muncească pe acest post, întrucât nu le convine salariul și lipsa de un anumit regim de muncă. Preotul, văzând cât de mult Mihai are nevoie de un loc de muncă, a vrut să pună un cuvânt pentru el și să-l ajute să se angajeze. Auzind despre planurile lui, Mihai din nou a căzut prada emoțiilor. De el, de mult nimeni nu-și făcea griji, iar aici, un om absolut străin încerca să-l ajute pe el absolut gratuit. Bărbatul a fost înviorat de această propunere. El adora natura. El destul de des pleca în pădure, pur și simplu pentru suflet. Lui se părea că acolo, până și oxigenul are capacitatea de a trata. Printre sunetul produs de păsări și lipsa de acțiune produse de către om, Mihai se simțea relaxat și lipsit de griji. Unica ce putea să-l împiedice era detenția. Comisia de acceptare la locul de muncă se afla în apropiere, în sat. Preotul, după slujba de duminică, l-a așezat pe Mihai în mașina sa veche și l-a dus acolo. Consiliul responsabil pentru pădure avea sediul într-o clădire cu două etaje. La început, preotul a intrat singur în clădire și l-a rugat pe Mihai să-l aștepte în mașină. Timpul se scurgea greu. Mihai credea că nimic nu se va primi, dar în acel moment, preotul roșu la față a deschis larg ușa și printr-un gest l-a rugat să intre. Pășind în încăpere, bărbatul pentru o secundă s-a gândit că a nimerit în trecut. Podeaua de lemn ce scrâția sub picioare era vopsită cu opse de culoare roșie, care pe alocuri era roasă. Pe pereți târnau tablouri vechi, iar la o masă mare, acoperită cu lac, stătea directorul. Un bărbat în vârstă, Kel, l-a privit atent pe Mihai și i-a propus să ia loc vis-a-vis. Convorbirea trecea într-o atmosferă încinsă. Se observa că bărbatul a acceptat să discute cu Mihai, numai datorită protecției preotului. L-am întrebat despre copilărie, pasiuni, relația cu animalele și natura. Fiindcă chestia cu angajații stătea rău de tot, lui a dat o perioadă de probă. El trebuie să vină mâine cu toate actele. La fel mâine trebuie să înceapă munca. Atunci când Mihai și preotul ieșeau din clădirea consiliului, acela cu aprobare i-a mângâia părul, de parcă ar fi fost un copil. Se observa că el își făcea griji pentru subordonatul său. Tot ceea ce puteam să fac, eu am făcut. Să nu mă faci de rușine. Munca nu este una ușoară, dar în cazul tău va fi spre bine, a rostit preotul, din ce se uita atent la Mihai. Acela, zâmbind rușinat, îi răspuns scurt. Eu nu o să vă fac de rușine, promit. Munca în calitate de pădurar îi plăcea lui Mihai. El se simțea stăpânul pădurii. Pe teritoriul încredințat lui trebuia să fie efectuate inspecțiile regulate, să examineze copacii și să nu permită tăierea ilegală a acestora de către fabricile de chirestea și să aibă grijă să nu se producă incendii. Toată ziua el era în picioare, dar nu simțea oboseala. În pauze, pas cu pas el aducea casa în regulă. A reparat scările ce scârțâiau, a vopsit veranda și a schimbat geamul spart. Într-o zi, el observa că în casa vecină s-a mutat cu traiul vecina, care cândva l-a declarat pe el poliției. De la început, el nu vrea să se salute cu ea, iar apoi, după ce a văzut cât de mult i-a îmbătrânit, i s-a făcut milă de ea. Femeia era de vină că el și Irina a fost nevoie să trăiască un moment de groază, dar din alt punct de vedere, aceasta oricum avea să se întâmple, fie cu o săptămână sau cu o lună mai târziu. Lui nu i-ar fi reușit să se ascundă toată viața. Plus la aceasta, era imposibil să întoarcă timpul înapoi. El nu vă să trăiască cu o ură inimă. El nu avea timp pentru asta. În una din zile, luând un prânz modest, Mihai s-a pornit la muncă. Timpul de afară era bun. Lumina în soare strălucitor. Bărbatul cu bucurie pleca să verifice teritoriul depărtat, încredințat lui. Cântau păsările. Animalele mici, văzând omul, se scundeau furioase, după tufe. Undeva în depărtare, a fugit un iepure cu urechi lungi. Natura trezea bărbatului emoții de admirație. Ea, atât de feierică și minunată, era un contrast puternic cu ce trebuia să îndure în închisoare și cu ce se petrecea în sufletul lui. Aici, el încerca să nu se gândească la nimic altceva decât la ceea ce trebuia să facă. Brusc, în depărtare, Mihai a auzit niște țipete și sunetul unui copac căzut. Pe suflet s-a instalat o stare de îngrijorare. Sunetul răsuna exact de acolo, unde era marcat teritoriul lui. Acolo nu erau planificate tăieturi.
Toți copacii erau sănătoși și numerotați. Cu acțiunile criminalelor care fură pădurea, el s-a ciocnit pentru prima dată. El nu purta arme la sine, pentru că Consiliul nu a aprobat această idee. El nu știa ce să facă. Apropiindu-se, Mihai a văzut copaci căzuți la pământ, un încărcător și un camion de lemne. Lucra numai acea echipă de la fabrica care l-a mințit cu salariul. Cineva tăia ramurile cu un ferestrău, cineva încărca buștenii. Se observa că ei se simțeau crezuți și lipsiți de simț. Cel mai probabil, anterior, i-au mai venit pe aici. Întrucât după zvonuri, cu pădurarul precedent, ei puteau să se înțeleagă, referitor la tăierea copacilor în schimbul banilor. Mihai nu putea mai mult să suporte. Ieșind de după tufe, el a strigat zgomotos. Ce se întâmplă aici? Arătați actele pentru pădure! Infractorii speriați au stins motorul transportului și ferestrăul. Nu a cedat munca numai unul dintre ei, cel care se afla mai departe. El continua să taie ramurile unui pin căzut. Șeful echipei lor, cu uimire și cu o răutate greu de ignorat, a aruncat pe pământ mănușile, a scuipat și apropiindu-se de Mihai, a întrebat. Tu ce cauți aici? Cine ești ca să ne dai ordine? Vrei să ne predai consiliului? Pentru că noi atunci te-am amăgit cu salariul? Păi scuze, acum e așa o perioadă, că fiecare se învârte cum poate. Restul au început să râdă. Mihai tăcut a scos din buzunar actul ce confirmă funcția lui de pădurar și l-a arătat omului ce se afla în fața lui. Opa, de când foștii deținuți pot fi angajați în calitate de pădurari? Uimit a rostit interlocutorul. Din acele momente, arătați-mi permisiunea pentru defrișarea pădurii. În caz contrar, va fi mai rău, cu viclenie a rostit Mihai. Jucându-se cu toporul în mână, principalul membru al echipei a rostit. Ascultă, noi suntem oameni maturi. Hai să ne înțelegem cu bine. Nici tu nu vei rămâne în minus. Așa să fie. Îți voi chita salariul într-un echivalent triplu și noi vom putea câștiga. Eu doar știu că după pușcărie ai nevoie de bani. Despre ce vorbiți? Eu voi fixa încălcarea. Veți răspunde în conformitate cu legea. Nu am despre ce să mă înțeleg cu voi, a rosit Mihai, apoi a scos din buzunar actele, pregătindu-se să le completeze. Dumnezeu e martor. Noi am vrut să ne înțelegem cu bine. Deținuți în ziua de azi sunt lipsiți de frică. De mult a revenit din pușcărie, a țipat omul enervat, înaintat asupra lui cu un topor. Alții din echipa lor la fel au lăsat munca într-o parte și au decis să se apropie. Întrucât Mihai cunoștea pădurea care lăsa la cinci degete, el a reușit să scape de răufăcători. Întrucât nu avea armă, el n-ar fi fost în stare să oprească o echipă întreagă de oameni bine făcuți fizic. Peste două ore, el deja stătea în biroul șefului silviculturii, explicându-i acestuia, succint, ce s-a întâmplat. Bărbatul în vârstă, care anterior fusese precaut față de Mihai, l-a bătut prietenește pe umăr și în același timp a început să cheme o echipă de poliție. S-a aflat că deja de câteva luni, în pădurea lor și în pădurile vecine, domneau tăietorii de pădure ilegali. Natura a suferit o pagubă imensă. Infractorii legeau cele mai scumpe tipuri de copaci, lăsând în urma sa terenuri goale. Iar recent, pe lângă defrișarea ilegală, i-au organizat un incendiu. Au fost arse multe hectare de pădure. Nu reușeau nici de cum să le dea de urma lor și să-i prindă. Administrația raionului învecinat a desemnat chiar și o recompensă pentru ajutor la capturare. Întrucât Mihai cunoștea unde se afla baza tăietorilor de lemne, ei au fost prinși repede. I-au urmărit și i-au prins asupra faptei. Bărbatul a primit o mulțumire și un bonus material. Anume acea sumă de bani lui nu-i ajungea pentru a comanda un monument frumos la mormântul Irinei. Bărbatul continua să trăiască și să lucreze. Încerca să găsească fericirea în lucruri mărunte. Uneori își imagina cât de fericiți ar fi cu Irina. El ar fi lucrat în pădure, avea să aducă acasă fructe de pădure și ciuperci, iar ea cântând ceva sub nas, ar fi fier gemuri dulci și ar fi copateuri delicioase. În astfel de clipe, el se simțea extrem de singuratic, însă încerca să nu se descurajeze. În fiecare duminică, el se străduie să viziteze biserica și cu ce-l putea, îl ajuta pe preot. Odată, în timpul unei inspecții obișnuite a pădurii, Mihai a auzit din tufe un sunet straniu. Venind mai aproape, el a văzut un câine mare de rasă, ce avea laba din spate prins într-o capcană instalată de către braconieri. Câinele era foarte slăbit și scâncea încet, plângător.
Din câte se părea, animalul se afla în capcană de câteva zile. După ce a eliberat câinele epuizat, bărbatul a examinat cu atenție rănile. Ele erau destul de adânci. Pământul de sub animal era îmbibat cu sânge. Cum ai nimerit aici? Cu grijă l-a întrebat Mihai pe câine. El nu putea ridica capul și mișca numai dintr-un colț al cozii. Scoțându-și hanoracul de serviciu, Mihai a mutat cu grijă câinele pe el și l-a dus acasă. Trebuia să meargă în jur de o oră. Periodic, ei se opreau. Câinele a fost recunoscător salvatorului său și a încercat să-i lingă gâtul și fața. A început o perioadă lungă de recuperare. De la început, câinele nu avea puteri nici măcar pentru a bea apă. Mihai a fost nevoit să plece la farmacie și să cumpere o sticlă cu biberon. Peste o săptămână, câinele a început să revină la viață. El cu bucurie dădea din coadă, stând întins pe pat și cu poftă mânca bulionul din oase. Rănile se vindecau repede. Preotul, auzind istorie legată de câine, a găsit numărul unui medic veterinar, care a recomandat lui Mihai cu ce medicamente să trateze câinele. Plecând la muncă, el cu remușcare lăsa acasă de unul singur, pe noul lui prieten, patruped. Între el și animal, din start s-a instalat o legătură invizibilă. Bărbatului se pare că câinele înțelege tot ceea ce îi se spune. Atât de profundă era privirea lui. Peste o lună Mihai decis să-l scoate pe câine la prima lui plimbare. Șchiopătând, cu grijă uitându-se prin părți, el coboră scările în urma stăpânului său. Numai că abia atingând pământul, câinele a început să se rupă din lanț și să-l tragă pe Mihai într-o parte. Bărbatul înțeles că cel mai probabil câinele ducea lipsa stăpânului său precedent și a casei sale. El nu văd să-și a rămas bun de la câine, dar din plimbare în plimbare, câinele devenea tot mai puternic și lui era din ce în ce mai greu să-l rețină. Într-o zi, ei ca de obicei au ieșit în grădină. Câinele urlă plângător și-l trase pe Mihai. Acela nu s-a împotrivit. Așa ei au mers destul de mult. În sfârșit, în fața unei case, câinele s-a oprit. A mirosit pământul și a început să se rupă din mâinile bărbatului. Mihai a dat frâul liber câinelui și decis să vadă ce va face el. Câinele demonstra fericirea, sărea, lătra și de parcă îl chema pe bărbat să-l urmeze. Intrând prin căpăturile de sub gard, câinele a ajuns în ogradă. Iată că ai ajuns acasă, câine, cu tristețe a răstit Mihai. Brusc, ușa casei s-a deschis și în pragă a apărut o femeie. Văzând câinele, ea cu un țipă de fericire a fugit spre el. Arci, iubitul meu, unde te-ai pierdut? Eu deja m-am gândit că tu nu mai existi. Am plasat anunțuri pe unde puteam. Băiețelul meu, ești viu. Știi cât de mult mi-a fost dor de tine. Mihai privea de la distanță cum câinele tratat de către el se văita și alerga în jurul stăpânei sale. El de din coadă, îi lingea mâinile și fața plânsă a femeii și se ridica pe labele din spate. Peste câteva minute, bărbatul voia deja să plece, însă câinele ieși spre el și la fel a început să se lingușească. Stăpâna încerca să-l cheme pe câine înapoi, dar el nu se întorcea. Arci, unde ai plecat? Brusc, el observa pe Mihai. Ochii lor s-au întâlnit. Femeia rușinată și pierdută s-a apropiat de poartă și a deschis-o. Bună ziua! Cu uimire a rostit ea, uitându-se la aceea cum câinile ei se lipește de un om necunoscut. Bună ziua! Deci, el se numește Arci? Știți, el este un erou adevărat, a rostit Mihai, netizând câinele. El a povestit stăpânei câinelui despre cele aventuri prin care ei a fost nevoiți să treacă. I-a ascultat povestirea cu grijă mascată și cu simțul recunoștinței. Fiind marcat emoțional, el a invitat pe bărbat în casă, unde l-a servit cu ceai. Femeia se numea Ecaterina. E cu câțiva ani în urmă și pierdut soțul și unica amintire a unei vieți cândva fericite era acest câine. Atunci când câinele s-a pierdut, ea a rămas fără de liniște și fără capacitatea de a dormi. A lipit anunțuri prin sat, a plasat anunțuri pe internet cu referire la pierderea câinelui, dar nimeni nu a sunat-o. Mihai înțelegea prea bine sentimentele trăite dintr-o locutoarea sa. Tăcut și deprimat, fiind departe de socializarea cu oamenii, el s-a deschis în fața stăpânei câinelui. I s-a părut că în ochii acestei femei există ceva care este în el însuși. Și-a luat rămas bun, dar a convenit să se întâlnească peste o săptămână,
Cădo se plimba împreună cu Archie. Câinele se rupea să-l petreacă pe Mihai pe acel drum pe care i-au mers anterior. Ecaterina la fel, mult timp s-a uitat în spatele bărbatului ce se îndepărta liant. Astfel, pe neașteptate s-a născut o simpatie. Intrând în casă și găsind patul gol, unde până nu demult dormea câinele, Mihai s-a întristat. Pe de o parte, a fost copleșit de dorul după Irina, iar pe de altă parte, era foarte obosit de singurătate, atât de mult încât el nu putea dormi în liniște. Conectarea de oul sau televizorul, așa se crea iluzia prezenței altor oameni în viața lui. Mihai a vrut să recitească ultima scrisoare a Irinei. Un scris familial îl ruga pe el să fie fericit, dar oare el personal era gata pentru asta? Peste 6 luni, Mihai și Ecaterina stăteau anume în acea biserică, ținându-se de mână. Două suflete, cândva singuratice, care au trecut prin ceea ce alții ar fi putut să treacă în decurs de câteva vieți. Uitându-se la lumânările ce ardeau, ei simțeau fiori adevărați. Dumnezeu le mi-a dat o șansă, încă o dragoste, încă o viață. Chestia constă în ceea că Ecaterina, care mult timp se considera fi infertilă, era însărcinată. Oare ăsta nu este un miracol? Preotul, pifărișuitându-se la enoreacii fideli, zâmbind, șopte în liniște. Calea lui Dumnezeu este tainică. Binecuvântează-i, Doamne, și mântuiește-i. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă vă păcuriți storioara, atunci vă rog să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara cât mai frumoasă vă doresc și o noapte liniștită. Pe curând! Pa, pa!